ACS Volei Municipal Zalău a bifat sâmbătă a 12-a victorie din actuala ediție de campionat, scor 3-0 pe terenul echipei AS Volei Club Caransebeș și se menține pe locul 2 în clasamentul Diviziei A1 cu 6 etape înainte de încheierea sezonului regulat. Vicecampionii de la ACS Volei Club Municipal Zalău continuă seria jocurilor bune din debutul acestui an, după eșecul din prima etapă a returului, scor 3-2 pe terenul echipei CS Arcada Galați, elevii lui Stoian Stoiev și Bogdan Nicolae au obținut în 2016 doar victorii în 3 seturi în întrecerea internă. Ultima victimă a zălăuanilor a fost AS Volei Club Caransebeș, formație antrenată de Valentin Pereu, o grupare care a fost invincibilă în confruntările de pe teren propriu până la întâlnirea de sâmbătă cu vicecampioana țării. Dornici de a nu mai face pași greșiți până la finalul campionatului, elevii lui Stoian Stoiev au început meciul în forță și au câștigat setul inaugural la o diferență de 9 puncte, scor 25-16. Jocul perfect al zălăuanilor a continuat și în parțialul cu numărul 2, câștigat de Leonardo Dal Bosco și compania cu 25-18, iar în actul al treilea, vicecampionii s-au impus cu 25-17 și au obținut astfel o victorie și mai categorică decât în partida tur disputată la Zalău, când s-au impus tot în 3 seturi, cu 25-17, 25-20 și tot 25-20. În celelalte 4 partide disputate la finalul săptămânii, în cadrul etapei a 16-a a campionatului Diviziei A1 la volei masculin, s-au înregistrat următoarele rezultate: CS Unirea Dej, LMV Tricolorul Ploiești 3-2, CS Universitatea Cluj, SCMU Craiova 0-3, CS Arcada Galați, CSM București 3-0, VCM LPS Piatra Neamț, CS Dinamo București 3-0. Următoarea partidă în campionata sălăjenilor de la ACS Volei Club Municipal Zalău este programată la finalul săptămânii, sâmbătă 20 februarie, când Adrian Feher și compania vor întâlni de la ora 14:30 în deplasare echipa LMV Tricolorul Ploiești. Până la confruntarea cu echipa prahoveană, echipa vicecampioană va trebui să dispute miercuri 17 februarie manșa tur din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României, fază a competiției în care zălăuanii se duelează cu CS Unirea Dej. Partida dintre ACS Volei Club Municipal Zalău și CS Unirea Dej va avea loc în urbea de la Poalele Meseșului și va fi găzduită de Sala Sporturilor din Zalău.